Mă bucur din toată inima și din tot sufletul pentru această măreață zi binecuvântată de Dumnezeu. Am venit aici, unde am crescut. Am crescut aici și trupește și sufletește. Aici am înțeles cât de bun e Domnul. Și am venit aici, unde fratele și de corp, și de suflet, binecuvântat să fie numele Domnului. Văd ce în biserica din Dulgheș nu prea am văzut ca în biserică să se oficieze așa ceva ce se oficiază astăzi și rog pe bun Dumnezeu acest început să-L binecuvinteze. Amin. Mă suna nepotul meu, zice, unchiule, hai că mergem la Dulgheș, pentru că se botează potii. Și când m-am uitat peste tine, văd că aproape jumătate dintre ei mi-s nepoți, strănepoți și mă rog Domnului ca Domnul să-i binecuvinteze. Și Domnul să se îndure să scoată de aici, din satul acesta, cât mai mulți. Să-i aducă, să-i îmbrace în haine albe, să facă legământ cu Domnul și să fie mântuiți, al lui Dumnezeu să fie slavă. Suntem la un timp de rugăciune și aș vrea să ne ridicăm pe picioare. Și îmi spunea fratele Vasile că această rugăciune, și știu și eu, că în bisericile noastre a doua plecare se face, sau a doua rugăciune se face pentru cei bolnavi. Mă rog Domnului ca Domnul să-și împlinească făgăduința care a făgăduit-o de mult și a spus că prin rănile Lui toți suntem tămăduiți, al lui Dumnezeu să fie slava. Domnul să se îndure de cei care sunt necazi, de cei care sunt suferință, de cei care au probleme în familiile lor, la locurile lor de muncă, de cei care sunt bolnavi trupește, Domnul să se îndure de ei și să-i vindece și Domnul poate să facă lucrul acesta. Dacă noi îl vom ruga și dacă îl vom ruga cu credință, mă rog Domnului ca să ne mărească credința și să ne asculte rugăciunea pentru toți cei pe care îi aducem înaintea Domnului și Domnul să-i binecuvinteze. Pentru aceasta dau citire la câteva versete din Psalmul 103, după care împreună ne rugăm Domnului și îl rugăm pe Domnul să se atingă de toate problemele și de toate cauzele pe care le aducem înaintea Domnului și Domnul să fie binecuvântat. Hai să facem și noi ce făcea împăratul David. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. De ce toate acestea? Ascultați în continuare ce spune El. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrâneța și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu se nemânie pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult îndepărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii Lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Amin.